Republica Moldova și liberalizează piața energetică. Compania Vestmold Transgaz a fost desemnată provizoriu operator al sistemului de transport al gazelor naturale. Decizia a fost luată de către ANRE. Potrivit regulatorului, prin această hotărâre sunt prevăzute mecanisme pentru asigurarea unei eventuale preluări de către Vestmold Transgaz a rețelelor de transport al gazelor naturale care sunt în gestiunea Moldova Transgaz. Acest lucru se va putea întâmpla la mijlocul lunii septembrie, în cazul în care Moldova Transgaz nu va finaliza procesul de separare în raport cu Moldova Gaz. Amintim că această obligațiune este o cerință a pachetului energetic 3 al Uniunii Europene, care prevede că piața de energie trebuie liberalizată, iar activitățile de producere, transport și furnizare separate.